Bună ziua, domnilor și domnilor! Cezar Zanfir, 30 decembrie. Albinuțele zboară, dar este vânt și frig. Dar dacă avem un pic de soare, noi suntem bucuroși și noi, oamenii și albinele noastre. Vă promit că astăzi este ultimul filmuleț în legătură cu concursul, cu trofeul și această, cum să vă zic, perioadă agitată așa din viața unora dintre noi care ne-am conectat la jocul domnului Gavrilă. De ce spun că e ultima dată? Pentru că oricum se termină și pentru că am niște concluzii pe care vreau să vi le transmit și pe care să le luați, să spunem așa, prietenește, fără supărare și poate cu luarea minte, dacă e cazul. În primul rând pentru cei care am rămas în finală și pentru toți ceilalți care au participat și care s-au și supărat și care s-au și răzgândit și iar s-au răzgândit. Să știți că toată această poveste nu este despre voi, nu este despre mine, nu este despre finaliști, nu este despre câștigători. Toată această joacă, să-i spunem așa, care a devenit mai serioasă decât trebuia, a fost despre cei care încearcă să arate și altora munca lor cu albinele. Cum vă spuneam eu încerc să vă arăt aventura mea cu albinele. Pentru că, spre deosebire de unii dintre dumneavoastră care trăiți din albinărit, din albine, eu sunt hobbyist, eu nu trăiesc din albine. Deci, dragi colegi supărăcioși și, mă rog, care vă retrageți sau nu, nu e despre voi. Este despre cei care au stat în fața telefoanelor, în fața tabletelor, în fața laptopurilor și v-au votat timp de o lună de zile și v-au acordat încrederea. Dar ce concluzii am tras eu în această perioadă? Bineînțeles că aceste concluzii mi le sedimentasem cumva dinainte, dar perioada asta de o lună mi-a arătat foarte clar că există, ce credeți, 4 categorii de apicultori. 4 categorii de oameni care se ocupă de albine. Categoria numărul 1. Încep cu decanul nostru de vârstă, din finală, Nea Ilie. Apicultura conservatoare. Deci se transmite de la apicultorul experimentat la ucenic. Ucenicul n-are idei, apicultorul conservator are întotdeauna dreptate. El nu caută explicații, acest apicultor conservator, da? Nu caută explicații, nu acceptă schimbarea, folosește același inventar, aceleași tratamente. Este apicultura total dependentă de natură și de zona de stupărit. De aceea, expresiile cele mai des întâlnite în apicultura conservatoare este că sunt am buni și am răi, că sunt am roitori și am neroitori, că da face miere dacă vrea Dumnezeu. Deci, apicultori, mai puține cuvinte așa, apicultorii ziariști, adică care folosesc ziare, care folosesc cartoane, care, în general, ce-au învățat aia fac apicultorii de varachet. Apicultura 2, apicultura tradițională. Aici l-avem reprezentat pe domnul Gheorghe Mitrigan. Este tot o apicultură bazată prin învățare de la ucenic la mentor, dar s-a trecut mai departe, un pas mai în față, se folosește și internetul. Iar domnul Mitrigan este printre cei mai prolifici apicultori cu filmulețe pe internet. Caută explicații, dar se bazează în general pe observațiile empirice și nu neapărat pe studiile științifice. Adică apicultorul tradițional
spre deosebire de apicultorul conservator, înțelege că lumea se schimbă, înțelege că clima se schimbă și încearcă să rămână eficient, să rămână în cu albine sănătoase și cu producții bune, adoptând și inovații. Folosește, cum spuneam, inventarul clasic, dar și inovează. Așa cum a făcut și domnul Mitrigan cu supul termos, nu? Acceptă destul de greu schimbarea, dar adoptă totuși schimbarea pentru că simte presiunea, să spunem, schimbărilor. În general exploatează acest tip de apicultori, exploatează albinele fără o perspectivă de mediu, fără o perspectivă de ecosistem. Albina este o vietate ca și altele pe lângă casă, cu specificul de rigoare, bineînțeles. Tipul ăsta de apicultori, în general, ajung la o anumită performanță, la o metodă și din ea nu mai ies. Adică, tradiționaliștii rămân acolo, indiferent ce se întâmplă în lumea asta, tradiționaliștii rămân tradiționaliști. Dar, practic, consider eu, sunt un pas mai în față față de apicultorii conservatori. Atenție să nu înțelegeți că eu critic acum pe Nea Ilie sau pe domnul Mitrican. Nu, eu îi dau ca exemplu pentru o categorie de apicultori, pentru o categorie de oameni. Nu-i critic, nu critic de fapt pe nimeni, dar din perspectiva mea, apicultura are aceste etaje. 3. Apicultura industrială SAMITI. Clar, apicultură semi-automată, da? Semi-automată, lucrările la albine sunt pe grafic, ele urmează o planificare făcută de apicultorul șef sau de șeful de fermă, da? Este o apicultură de tip herup, așa, adică dacă astăzi hrănim indiferent ce se întâmplă, dacă trebuie să scoatem rame, indiferent ce se întâmplă. Deci o apicultură în care apicultorul nu caută explicații, nu este interesat de ecosistem, nu are practic relația dintre albină și mediu. Omul își face treaba, se duce la serviciu și își ia salariu, iar firma prosperă prin vânzare de produse apicole sau material biologic. Albinele, deci, sunt un mijloc de profit și asigurarea locului de muncă, nu? Fermele apicole sunt totuși conectate în general la noutățile științifice, sunt în contact, să spunem, cu cercetarea universitară, dar există o anumită inerție întotdeauna, pentru că niciun fermier nu va renunța la un drum bătut, unde are niște rezultate pentru, nu știu, lucruri de noutate sau foarte noi. Și a patra categorie, apicultura modernă. Zic eu că eu aș fi unul dintre. Deci întotdeauna în apicultura modernă la bază există studiul științific, iar deducerea metodei, practica, se face în baza, dacă vreți, cercetărilor și a noutăților din apicultura mondială. Bineînțeles că aceste practici, aceste metode sunt ponderate sau sunt completate de bunele practici de apicultura tradițională. Deci, în viziunea mea, în apicultura modernă, nu trebuie să lași la o parte sau să ignori apicultura tradițională. Nu trebuie ignorată apicultura conservatoare, de unde poți să înveți și să afli niște lucruri. Bineînțeles că nu poți să lași la o parte nici apicultura industrială, de unde poți să afli niște circuite mai simple, atât economice cât și de metodă. Apicultorul modern caută tot timpul explicații și înțelegerea fenomenelor care se produc în stup sau în colonia de albine, da? Deci expresii ca fă așa, ca așa e bine, ca așa zic eu, nu există în apicultura modernă. Asta există doar în apicultura clasică, tradițională sau conservatoare. Apicultorul caută să se adapteze condițiilor de mediu, caută să se integreze în ecosistemul în care face apicultură.
apicultorul modern este interesat de locul albinei natură și mai mult decât atât, în momentul când faci o stupină, trebuie să ții cont că tu practic saturezi zona în care te afli cu un polenizator foarte eficient, cum este albina, și ții cont totuși și de ecosistem. De aceea, în apicultura modernă, nu o să vedeți 180 de stupi într-un loc, ci stupii se împart în mai multe locații și lucrul ăsta încearcă să, nu, să echilibreze saturația de polinizator într-o anumită zonă. Albinele sunt exploatate intensiv în apicultura modernă, dar accentul cade pe bunăstarea albinei și pe evitarea bolilor prin limitarea stresorilor. Eu întotdeauna când discut pe grupurile apicole din care fac parte și pe altele, sau întotdeauna încerc să pun accent pe această puțin bătută, să spunem, cale a înțelegerii stresorilor albinei, pentru că este contraintuitiv și la prima vedere apicultura este furată în ghilimele de faptul că albina compensează aproape orice. Că din 2,5 rame pui catul, că din... Da, totul are un cost. Totul are un cost. Nu o să insist foarte mult, dar indiferent cum, în ce mod forțați albinele, chiar dacă ele vor trece peste momentul ăla, întotdeauna există un cost. Există un cost de vitalitate albinei, un cost de sănătate și un cost, dacă vreți, și pe termen lung. Apicultorul modern acceptă ușor schimbarea, implementează riguros măsurile recomandate și întotdeauna își bazează metoda și practica pe realitatea științifică, pe realitatea studiului universitar. Deci, dragii mei, tot conflictul sau toată discuția asta care s-a produs în ultima lună are la bază exact ce v-am spus acum. Are la bază faptul că noi nu suntem toți în același moment al apiculturii, să spunem, pe plan românesc și, de ce nu, mondial. Noi suntem diferiți ca metodă, suntem diferiți ca înțelegere a albinei, suntem diferiți ca înțelegere a ceea ce poate să ne aducă albina și modul în care noi o exploatăm și modul în care noi înțelegem că o integrăm în mediu. De aceea apar certurile, de aceea apar diferențele, de aceea se zice că nu ne înțelegem. Pentru că noi nu suntem în același... Pe drumul ăsta al apicultorii, noi nu suntem în același loc. Suntem la ani distanță unii de alții. Dar asta nu ne dă dreptul să ne criticăm gratuit, să ne înjurăm, să ne comportăm urât sau să ne, nu știu, să ne înjosim unii pe alții. Eu v-am dat niște caracteristici aici pe care în analiza mea sunt adevărate, dar nu-l critic nici pe Nea Ilie, nici pe apicultorii conservatori, pentru că și ei au rolul lor, și ei au statutul lor în apicultură. Sigur că nu sunt de acord cu multe din practicile lor, dar au statutul lor și trebuie respectați. N-am cum să-i critic nici pe apicultorii tradiționaliști, așa ca domnul Midrigan, da? Pentru că noi învățăm de la ei, ca și de la apicultorii conservatori, noi învățăm din practica lor, dar apicultorii moderni, noi vrem să mergem mai departe, vrem să depășim, ca să înțelegeți mai pe scurt, bagă rama, scoate rama sau dă-i cu varachet, deci 12 ori că merge. Deci vrem să trecem mai departe. Dar asta nu ne face mai buni, pe noi, zic eu, apicultorii moderni, sau nu-i face mai puțin respectabil și pe apicultorii industriali, să spunem așa, care își fac un venit din exploatarea albinei, care trăiesc ei și familiile lor și până la urmă fac chiar și un beneficiu prin polenizare mediului înconjurător. Deci încă o dată, dragii mei, îmi pare rău că
am ajuns în preziua finalei ca să discutăm despre cât de rău ne-am certat unii cu alții. Încă o dată, nu cred că ați înțeles că nu e despre voi, este despre noi toți, este despre albine și este despre modul în care fiecare dintre noi înțelege să împărtășească și celorlalți experiența lor. Eu, în final, v-am spus că m-am considerat câștigător de la început. Pentru mine nu contează și nici n-a contat până acum locul, dar pentru că am ajuns aici, vreau să vă mulțumesc și să vă spun că nu știu dacă pe mine neapărat m-ați votat, ci ați votat această categorie a apicultorilor moderni și care văd că această categorie crește, care vrea să meargă mai departe, care înțelege că în secolul 21 nu se mai aplică sau nu mai putem să continuăm ca în apicultura conservatoare sau apicultura tradițională, pentru că clima este în schimbare, lumea este în schimbare, economia este în schimbare, totul este în schimbare și atunci adaptarea și recursul la știință reprezintă totul. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Din ianuarie încep, bineînțeles, să revin la caracteristica mea principală a canalului, prin filmulețe cu informație, să spunem, bazată pe știință, bazată pe cercetare universitară. O să încep, bineînțeles, cu un mic ABC și sper ca până la debutul primăverii să termin cu ce înseamnă albina, cu ce înseamnă, bazele, să spunem, apiculturii moderne și apoi să trecem mai departe. Pentru mâine seară, dacă or să fie mai mulți apicultori moderni, voi fi mai în față. Dacă vor fi mai mulți apicultori conservatori, va fi Nea Ilie mai în față. Dacă vor fi mai mulți apicultori tradiționaliști, va fi domnul Midrigan mai în față. Am înțeles că Sami, nici nu vreau să comentez, dacă atât de mult credeți că despre noi este vorba sau despre tine, Sami, sau despre mine, cred că greșim. Nu e vorba despre noi. E vorba despre colegii noștri. Bine, mă opresc aici. Vă urez un an nou cât mai bun, sărbători fericite încă o dată și 2023 să fie anul în care aceste patru categorii să se ciocnească în ghilimele cât mai mult pentru a ne schimba cât mai multe informații și a ne îmbunătăți și perfecționa metoda fiecare dintre noi. La mulți ani, sănătate și toate cele bune!